La Catedrala Arhiepiscopală din Constanța, Sfânta Liturghie a fost oficiată în duminica izgonirii lui Adam din Rai de înalt preasfințitul părinte Arhiepiscop Teodosie. În cuvântul de învățătură, ierarhul le-a vorbit credincioșilor și despre semnificațiile postului Sfintelor Paști. Această călătorie a postului este cea mai sfântă perioadă, este cea mai aleasă bucurie pentru sufletele noastre. Pentru că această călătorie o facem însoțiți de darul lui Dumnezeu. Această rânduială s-a statornicit din vechime. Cel ce ne-a învățat ca să postim a fost însuși Domnul nostru Iisus Hristos. El a învățat întotdeauna și cu cuvântul și cu fapta. A adeverit cu fapta ceea ce a rostit cu cuvântul. După slujbă la Biserica Sfânta Maria din Constanța, înalt preasfințitul părinte Arhiepiscop Teodosie a instalat noul preot paroh.